Scandal la Camera Deputaților, opoziția îl acuză pe Liviu Dragnea că vrea să-și subordoneze Serviciul de Protecție Internă din cadrul MAI, după ce socialdemocrații au votat mai multe amendamente, prin care numirea șefului DGPI se face direct de către ministrul de Interne. Numirea șefului acestei structuri etalon de către ministrul de Interne și scoaterea din circuit a premierului Grindeanu arată că domnul Dragnea dorește să-și subordoneze acest serviciu și să-l transforme într-un serviciu politic. Practic, se dorește reîntoarcerea în structuri a unor ofițeri de informații care nu vor fi în serviciul public, ci în serviciul domnului Dragnea și a doamnei ministru de Interne de la Telorman. Liberalii s-au arătat nemulțumiți de amendamentele propuse de socialdemocrați, potrivit cărora numirea șefului Direcției Generale de Protecție Internă din cadrul MAI nu va fi făcută de premier, ci de către ministrul de Interne. Amendamente care politizează o instituție talon din cadrul Ministerului de Interne. În plus, modificările propuse de către colegii de la PSD nu au avizul CSAT. Direcția Generală de Protecție Internă va fi subordonată Ministerului Afacerilor Interne și va funcționa ca structură specializată cu atribuții în domeniul securității naționale din area de competență a Ministerului de Resort.